Potrivit meteorologilor, vremea se schimbă brusc în România. Frigul va pune stăpânire pe tot teritoriul țării, iar un val de aer polar va lovi România. După temperaturile mari din ultimele zile, un val rece lovește întreaga țară. Încep ninsorile, Lapovița, iar gerul acaparează mai multe zone din țară. Doamne ajută! Ar fi foarte bună, că n-a prea mai fost de mult și ar fi foarte bună dacă ar fi. Potrivit meteorologilor, începând de săptămâna următoare, vom avea Lapoviță și ninsoare. E posibil, n-a fost niciodată multă zăpadă în județul Mehedin sau n-a ținut mult, decât în zona de munte. Dacă vă uitați pe harta cu temperaturi, la noi sunt cele mai ridicate din țară, așa, în medie. Deci, nu mă aștept la cine știe ce. Nu nimic, lasă vină ca asta de când sunt eu copil, mai zăpada a fost cea mai bună. Cea mai bună să vină zăpada, că îngheată microbi, cum zice lui ai bătrân mai. E bine. Din acest weekend, temperaturile vor scădea pe timpul nopții la minus 1 grad Celsius, iar de duminică sunt prognozate ninsori în județul Mehedinți. De asemenea, maxima în următoarele zile va fi de 5 grade Celsius.